Mănăstirea Coșoteni a sărbătorit în această săptămână hramul istoric al Sfântului Lăcaș. Slujbele oficiate în cinstea acestei sărbători au început marți seară și se vor sfârși duminică 30 octombrie în cadrul unui eveniment religios memorabil, aducerea moaștelor Sfintei Maria Magdalena, Sfințirea Troiței ce adăpostește Fântâna Maicii Domnului și slujba oficiată de Preasfințitul Galaction, episcop al Alexandriei și Telormanului. Mănăstirea Coșoteni se află în pragul sărbătoririi hramului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, zi în care Preasfințitul Părinte Episcop Galaction al Alexandriei și Telormanului se va afla în mijlocul obștii noastre pentru a săvârși Sfânta Liturghie, dar și pentru a sfinți Troița, icoanele Troiței, ce adăpostește Fântâna Maicii Domnului, izvorul tămăduirii de la Mănăstirea Coșoteni. Sărbătoarea noastră va încununa cu prezența moaștelor Sfintei Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii, de la Mănăstirea Pantocrator, care va poposi în această sfântă mănăstire duminică 30 octombrie, începând cu ora 8. Așteptăm pe toți cei care vor să înalțe rugăciuni și cei care vor să fie alături de noi în comuniunea euharistică și liturgică, pentru că pentru noi obștea acestei sfinte mănăstiri este o zi de aleasă bucurie. Și după cuvintele Mântuitorului, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Deci, bucuria va fi și mai mare dacă numărul credincioșilor va fi într-un număr destul de mare alături de noi în această rugăciune, la această sfântă liturghie, la acest zi de sărbătoare pentru obștea Mănăstirii Coșoteni. Deci, duminică 30 octombrie 2016, începând cu ora 8. Așteptăm pe toți cei care doresc să se roage alături de noi. Mănăstirea Coșoteni se află în apropierea municipiului Roșior de Vede. Lucrările la Fântâna Maicii Domnului au început în vară cu forarea puțului pentru apă atât de necesară pentru desfășurarea slujbelor, dar și a treburilor gospodărești la Mănăstirea Coșoteni. Troița care adăpostește fântâna și picturile au fost finalizate recent, iar duminică Preasfințitul Părinte Episcop Galaction va oficia slujba de sfințire a Troiței. La eveniment sunt așteptați credincioși din toate zonele județului Telorman.